Hai, salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Suntem pe serverul West Frontier, după cum și vedeți. Vă aștept și pe voi pe server. Și vreau să vă arăt un tutorial cum să plantați înainte de ploaie. După ce ați mers și v-ați cumpărat toate ce ați avut nevoie, zahăr și ce mai aveți voi nevoie pe acolo, mergem într-o locație, nu în asta, clar, că asta e proprietate privată. După cum vedeți, scrie personalitate pe proprietate personală 5.3, adică după ce ți-a dat cineva acces. Și te pui, tata, și plantezi, te pui și plantezi, te pui și plantezi, cu minim 2 ore înainte de ploaie. Acum am stat și am văzut că mai este chiar un pic și începe ploaia. Zic, bă, hai repede să mă bag să le plantez, că, da, ce ai nevoie, ai nevoie de o găleată și lopățică. Dar, de precizat, vezi că lopățica aia se cam duce dacă nu, adică, da, când încep să faci un alta. Și cam o să ai nevoie de alta. După cum ați văzut și la mine pe live, ce am făcut e super easy. Numai atât că locul unde urmează să fie plantat, cam aia o să fie o mică problemă. Depinde unde poți să găsești. Mai vorbești cu băieții, mai vorbești roleplay, mai plătești, mai un alta. Pentru că nimic nu e pe gratis, știți bine. Și o să vă ajute foarte mult ideea asta. Deci, noi acum le facem. Sper să apuc, mă grăbesc foarte, foarte repede să mă duc să le plantez. Și dacă începe ploaia, e destul de ok. Ok, hai să vin din coace. Cam nu mai... Bine, ideea să-l aveți, pus scrie aici ce zice acolo, știi, că îl plătesc pe aproape sau pe departe, mă rog. Trebuie o dată, trebuie să legi vreme, o să scriu acum și o să vedeți despre ce e vorba. Un mic de slash vreme, pe chat, clar, slash vreme, ai văzut, imediat începe ploaia. 3 pași, ai te dus din nou. 3 pași, din nou. Și tot așa. Și te-ai băgat liniștit, într-o oră poți să faci mult. Mai ales dacă plouă după aia în continuu. Uite. Da, iar am pus chiar 3 pași, o folă 4 la mine de data asta, dar în fine. Ne băgăm rapine, ne băgăm pe celelalte ce mai avem aici. Deși esențial am zis și pe live în ziua asta că o să le fac toate împreună, adică toate 3. Da, da, asta e. Hai să repunem rapid. E prima dată când prind pe ploaie, că nu prea am făcut așa pe ploaie, să zic, știi? Și măcar așa stau și un pic mai liniștit. Încă 9 bucăți. Mergem, le punem rapid. Știm că nu mai avem după aia treabă. Și cum atât trebuie să faci? Nu știu dacă... Normal 10 minute aș putea să pun și pe TikTok, dar hai că vedem, na. Poate între timp începe și ploaia și mai bine un pic. Că pot să vă explic după ce termin eu aici, știi? Încerc, pentru că se poate să mă mai grăbesc un pic. Că da, el face mortul lui, știi? Chestia de asta. Ia, vezi? Farming. Plantați prea aproape de o altă plantă. Mergeți puțin mai departe. Da, se mai întâmplă. Asta e. Bine, noi ca și cum nu încarcă consola, că e la celălalt. Da. Ne. Doamne iartă-mă. Hai că dacă mă apuc, pun tot aici, rapid. Și asta e foarte bine. Plouă. Da, nu mai apuc. Nu, mă rog. Le pun pe asta repede. Sper să nu mă păcălesc. Și hai că o să rămân un pic aici. Te văd. Ia, vezi, plouă, da. Da. Mai avem 3 bucăți. Și după aia pe celălalt mai avem.
ce liniște aibă pe jocul ăsta, guys, puteți să intrați și voi, vă așteptăm pe server. Știți bine că aici deja ne jucăm de o perioadă chiar îndelungată și vă aștept și pe voi. Pentru că, na, e ceva extraordinar ceea ce e pe aici și chiar ok. Și îmi place liniște, adică ai putea să încerci orice server cu poate mai mulți player, poate așa mai departe, spui că bam, că ăsta abia de are player. Bro, cu cât sunt mai mult, cu atâta trollul e mai mare, ca să știi. Și mare atenție. Zacărul poate să ți-l fure oamenii. Ca să știi. Deci zahăr. Mă rog, ce plantezi poate să-ți fure altcineva. Ca idee. Și nu prea cred că ai vrea să... știi? Da, mă, Johnule. Ia, plantez repede. Bre, mă, poți ajuta repede să pun niște... de asta ce m-am, cam 15 bucăți. Bre, stai că am nițică treabă, că n-am reușit să duc căruța din Sandie, să m-a luat noaptea și cu căruța. Ah, ok. Na, bine atunci. Hai, bre, să muși eu certificatul ăla, dracu, că e, mă, și câtă poliție era în Sandie, nici bine că m-a întrebat de sănătate. Am înțeles. Gabi, care-i lui? Sper să apuc să-l pun pe toate deodată. De așa arată ăsta ce-mi face noi acum, că am și uitat numele. Nu, zahărul e ăsta, celălalt bobele de capea, da. E ok. Ce nu mă pot, băi, nu pot, am selectat cealaltă căruță, băga mea așa. Bă, de unde ți-e căruța cealaltă? Am golit-o pe aia de 700 de locuri și vreau să o duc în Anesburg, știi? Am și înțeles. Am certificatul bun, ăla cu Sandu Gabi, l-am în căruța care e aici. Am înțeles. Selectat-o deja pe aia activă, știi? Da, da. Am un stai aici până dimineață, na. Hei, băi, am venit degeaba aici. Vezi că eu am umblat cu amândouă, na. Am găsit pe bulangiul ăla care l-a pușcat pe grasul ieri. În San Denis, i-am trimis telegramul lui profesor. Păi și ce fac acolo în San Denis? Ce e acolo de așa dezastru? Ședință. Aaa. Și la medici oare? Nu e niciun medic, n-am văzut. Sau dacă e schimbat, sunt grămadă. Da, da, da. E primarie. Bre, du-te, uite-te, te rog, dacă ai timp la ala de la primul rând și zi-mi câtă apă au. Nu e, acum e full. Am înțeles. Acum e full. Da, da, hai că mă duc repede. O ține 100%. Am nevoie neapărat de lopățică. Lopățică, ia, 72, asta e bună. E perfectă. Și John, bani? Ce? Îți faci bani? Nu, nu fac, le plantez repede pentru băieți, știi? Pe cafea? Pentru ce trebuie? Bobă de cafea, mă rog, semințe de cafea de ala, nu mai știu. Vezi că eu nu pot să fac bandaje. Ca să știi. Nu, nu ți-am zis de ce. Nu. Nu știu de ce. Guys, hai că primim videoclipul pe TikTok și ne auzim pe data viitoare. Nu uita de butonul de like și subscribe. Cam așa faceți tot. Pa, pa. Poftim? Hai că s-a auzit și dincolo cum am terminat. Ai înțeles de ce? Nu. S-a zis că nu ai medic, n-ai șaman aici, da e. Păi am, acum am șaman. Ai șaman? Da, da. Și de ce? Păi închide ochii. Păi am închis de la de multe ori. Ia mă, și la mine ce scrie? Am închis de multe ori ochii, știi? Șomer. Auzi, nu poți să mai aduci 10 bucăți de zahăr? De aia semințe? Să mă uit. Du-te, uite-te. Hai că le facem pline până asta. Dacă tot ăsta aici, știi? Cinci bucăți. A început prea repede ploaia, mă.
înțeles. Le-am plantat ca ceaiul de data asta. Asta e. 441 numărul de la pantofi. Dar numai tu ești urc. Nici nu mă pot ușchimă în colo, știi? Mai adus 15, mi-ai dat seama aici. Fă să mă puneți cum... Fă și pentru tine, nu? Dacă ies, mai faci... Dar le pun împreună. Ciocolată, ce vrei, că nimeni nu scoate ochii aici. Da. Mai îți face ciocolată, o vinzi, nu știu ce vrei. Cât mai plouă, mă, că de rău, că... Pic mai ciudat. Aha, de la sotul ce plouă. Plouă odată încă la 5. S-a oprit plouă, gata. Ba, mai plouă un pic. No, nu cred că mai apuc. S-a oprit plouă, frate. Ba, am un noroc. De mai bine nu l-aș avea, mă jur. Oră. A, ce oră, frate. Ce mă, ca să crezi mai repede decât celălalt? Băi, what the fuck? Băi, s-a oprit ploaia, mă. Da, s-a oprit, nu mai pun. Băgam aș picioarele. Pe ultimul. 99%, hai. Hai că le culeg pe asta și gata. Verifică-le, să fi prins ploaia pe toate. Da, toate, eu toate am prins. Uite, asta n-a prins o ploaie. Nu? Uite, 99%, să o suci. Hai că mă duc să iau de asta găleată, știi? Da. Cam atât asta trebuie. Lopățică, găleată, locul, care e cel mai important, și pe ăsta. Cam atât. Și ploaia dacă prins. E perfect. Deci... Da bine, celelalte deja poate mi-ajung 100% cât ești, nu? Da, da, da. Asta n-ai treabă. Ultima e. Asta e bun, toate sunt bune. Și aici? Păi dar bineînțeles, mă, le-a prins ploaie deja. N-ai treabă. Deci... Prinde 100, nu, prinde 85% asta la când cresc, nu? Da, și oricum zic, dacă le-a prins 100% acum ploaia, îți dai seama să... Chiar dacă se coc și mai e un timp, până mai ține apa aia până să usucă, să usucă mai greu. Da, hai că ți le dau pe asta înapoi, că oricum acum... Ce dai, bag-le tu în stafă, în staș. Da, mă, nu le bag-le după aia. Păi da, hai că mă pun să bag și un papa. Bine. No, bine, mă. Cam atât a fost episodul. Cam atât trebuie să faceți. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Bine auzit, pe data viitoare. Pa, pa!